o pădure formată după retragerea mării. Marea s-a retras și o găsim la 28 de km în direcția aceea la Sulina. După retragerea mării, ușor-ușor s-a stabilit solul. Au început păsările migratoare să aducă semințe din alte zone și ușor-ușor s-a format pădurea. Cai sălbatici sunt undeva la peste 2000 de cai sălbatici în tot Grindulețea. Cam 500 dintre ei trăiesc aici, în zona rezervată, în zona preșmuită, iar restul sunt în afara ei, pe câmpurile dintre sate, dacă ați venit cu barca, ați mai văzut pe mari și pe alte animale. Aia e zona de baltă a satului și acolo mai trăiesc din cai sălbatici. Cai sălbatici de obicei să se găsesc sub formă de herghelii, cum ați văzut și pe drum. Fiecare harmăsar are herghelia lui de iepe. Un harmăsar poate să țină la 7-8 iepe. Depinde cât de bătrân și cât de în putere este. Ei se adună aici la groapa aceasta, se mai adapă cu apă, se mai bălăcesc, de aceea sunt foarte mulți în zona asta. O să observați foarte mult bălegar la un loc. Este acolo, cum am văzut. Asta se întâmplă din cauza harmăsarilor. Sunt harmăsare, se pare că la cinea diplomată, așa își marchează teritoriul. De obicei, când începe primăvara și au loc pătările din cauza șacalilor, pentru că sunt foarte mulți șacali care se adună în haită de câte 7-8 și le atacă mânzul sau chiar pe ele femelele, iar acum harmăsarii le bagă în pădure deasă, se baleg în jurul ei, iar când vine alt harmăsar, miroase și știe că e teritoriul altcuiva. Din cauza că este sol nisipos și avem un strat de sărătură la băgăciul medicat de săpăm, pomii, chiar dacă au rădăcină pivotantă, ei nu se pot băga partea de ei. Bun, da, pom din pădure predomină stejarul, cum e acela de mar, brașul, de aici, care este noi, și partea cealaltă avem plocul alb, este, are spart alb, de aceea se numește plocul alb. Plocul alb este unul dintre cei mai afectați pomi pe timp de iarnă, chiar și pe timp de vară, de cai sălbatici, pentru că ei, neavând hrană, încep și rod din scoarța lui. Ca naturală nu se taie absolut nimic, nu se ridică niciun pom. Tot ce cade, după cum observați și în jur, rămâne aici, putrezește, formează sol și îngrășământ pentru pomii din jur și pentru insectele care vin și se hrănesc. Nu este o pădure compactă, adică nu e doar pădure, ați văzut, este pe pârcuri. Acele pârcuri se numesc asmați. Sunt zone mai joase ale nisipului, unde este umiditate și umbră și atunci s-au prins pomii. Și vine pe fâșii. Vine o porțiune de pădure, unde e un hasmac, iar vine o fâșie de nisip. Și mai în față, la vreo 20 km, avem și dune de nisip, lăsate de pe fundul mării, care au 10-20 de metri, depinde de zonă. Sunt în lanț. Uitați cu apă, întoarceți seacă în apă? Da. Mai venim mai local, nu știu, nu avem voie. Așa, și mai stăm la răpadă, în caz de seacă. Stați aici, este curbenul de pădure sau cum mi se mai zice vița de vie sălbatică. Ea se prinde tocmai de jos, de lângă rădăcina pomului. Sfântul Gheorghe și cea de la Letea au fost aceeași pădure. Doar când s-au sălbat cele trei brațe, se spune că l-au despărțit. Bun, uitați, ăsta este stejarul secular din spate. O să vedeți că este jumătate din el uscat. Dacă vă uitați, în vârf sunt niște sute de acelea sunt vârsturi parazite care usucă ramuri. De aceea se are foarte multe ramuri uscate. Aici există trei cont secular. Acesta de 500 de ani, mai există unul se face safari cu căruța pe traseul căruțelor de vreo 300 de ani și cel mai bătrân este la 4 km în direcția aceea, de vreo 100 de ani vechime, doar că acela s-a distrus foarte tare, au mai căzut și alți pomi peste el și practic nu mai avem ce vizita.